În aceste semne zodiacale îți poți pune toată încrederea. Sunt loiale, așa că pot să țină un secret, să te ajute când ai nevoie și să nu te înșele chiar când tentațiile sunt mari. Loialitatea este o calitate foarte importantă în relațiile personale, afaceri sau muncă, prin urmare, dacă în cercul tău social se află cel puțin un nativ al uneia dintre aceste zodii, bazează-te pe el. Scorpion În special, în relațiile de cuplu, nativi din zodia Scorpion sunt foarte fideli, așa că vor ca partenerii lor de viață să fie la fel. Sunt și foarte geloși, așa că nu vor ierta minciuna sau trădarea. Un scorpion crede cu tărie în loialitate, iar pe baza acestei fixații nu se va abate de la principiul său, indiferent de tentațiile apărute. Raci. Loial sunt și racii, mai ales în ceea ce privește viața familială. Un astfel de nativ este foarte sensibil și ușor de rănit. Prin urmare, va ține la cineva chiar dacă dragostea nu i va fi împărtășită. Dacă va fi înșelat, va suferi o perioadă bună de timp. Leu. Trădarea nu-i caracterizează pe nativii din Zodia Leu, în special în zona afacerilor. Puternic și mândru, un leu nu va suporta să fie înșelat. Prin urmare, va călca strâm doar în cazuri extreme și dacă se va simți atacat. Acești nativi pot fi încăpățânați uneori doar pentru persoanele pe care le apreciază vor face tot ce le stă în putință. Taur. Fie că ne referim la prieteni sau la relații de cuplu, taurii sunt foarte fideli. Așadar, dacă un taur te alege în cercul tău social, fii onorat, deoarece nu te va trăda. Dacă simte că persoanele iubite sunt atacate, va face tot ce poate pentru a le proteja. Bazează-te pe el. Relatează click pentru femei.ro.